Vă invit să deschidem Scripturile la 2 Timotei, capitolul 4, și o să citim primele 5 versete, text din care, sau la care o să medităm în această zi de sărbătoare pentru Biserica Emanuel. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții, și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor, își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu, fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Amen. În această zi, Domnul mi-a pus pe inimă un gând, un cuvânt, o să încerc să fiu foarte concis, pe care l-am pus sub acest gând, ce nu se termină la ordinare. Ce nu se termină la ordinare. Vedeți, Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului, scrie câteva lucruri lui Timotei. Lui Timotei, omul pe care Domnul îl a dat pe mâini în cea de-a doua călătorie misionară, atunci când s-a dus să vadă ce mai fac bisericile din Galatia, Galatia de Sud, și în Listra îl întâlnește pe acest tânăr care avea atunci aproximativ 25 de ani. El se va alia echipei misionare Apostolului Pavel, va merge până la capăt, va sta până la capăt aproape de mentorul său, dar mai mult va sta până la capăt aproape de Domnul său. Și acest lucru este fundamental. Și există o corespondență între Apostolul Pavel și Timotei și după cercetătorii Scripturii, aceștia spun că 2 Timotei este chiar ultima, de fapt, epistolă pe care Apostolul Pavel o scrie, este întemnițat, este una dintre epistolele din prizonieriat din Roma. Și în cele două epistole pe care Apostolul Pavel le scrie lui Timotei, inspirat de Duhul Domnului, îl învață câteva lucruri esențiale. Un prim lucru pe care Apostolul Pavel îl învață pe Timotei este acesta. Pavel îl învață pe Timotei cum să trăiască. Și spune să fii așa, să fii așa, să te comporți așa și dă niște coordonate în viață despre cum să trăiască. În ultimul sau ultimele capitole din cartea 2 Timotei, Apostolul Pavel îl învață un alt lucru important pe Timotei și anume îl învață și cum să moară. Știți că noi de multe ori învățăm pe oameni doar cum să trăiască și nu învățăm, sau nu ne învățăm nici pe noi, cum să și murim. Și Apostolul Pavel scrie acolo câteva lucruri pe care el le vede și care să rămână în inima lui Timotei cu privire la plecarea din lumea aceasta. Timotei, vezi că viața este o paranteză, dar urmează existența. Noi nu avem doar viață, noi avem existență care nu se termină. Tu trebuie să știi cum să trăiești în această paranteză, dar mai mult să trăiești acum acești ani înțelegând că tu existi veșnic. De aceea îl învață pe Timotei și cum să moară. Dar mai învață un lucru. Îl învață și cum să slujească. Și la aceasta aș vrea să mă refer în scurte cuvinte în dimineața de astăzi. Și perspectiva pe care Apostolul Pavel o aduce lui Timotei este următoarea. Timotei, slujește gândindu-te cum să-ți termini bine slujirea, dar acest gând să te urmărească încă de la începutul ei. Mulți încearcă să se gândească cum să sfârșească bine slujirea, așa, de pe la jumătate spre sfârșit. Nu, un slujitor înțelept intră în slujire gândindu-se deja cum să iasă bine din ea, cum să termine bine slujirea. Și se ridică de aici o primă întrebare. Ce înseamnă să termin bine lucrarea? Sunt diferite statistici care sunt prea îngrijorătoare ca să le pot pomeni dimineața aceasta, cum ies și cum își terminăm foarte mulți lucrarea. Dar Apostolul Pavel îl învață pe Timotei și ne învață pe noi. Ne învață pe noi toți ca fiind slujitori în via lui Hristos, cum să ne terminăm bine lucrarea. Și iată ce îi spune. Să terminăm bine lucrarea însemnează ca la sfârșitul ei
să fim mai îndrăgostiți de Hristos decât la începutul ei. Să termin bine lucrarea nu este o evaluare cantitativă. Să termin bine lucrarea nu este o evaluare, știu eu, a numărului de conversii, a bisericilor, a realizărilor, a succesului, după cum noi îl măsurăm. Ci să terminăm bine lucrarea ține de relația cu Hristos. Pot să fac orice în lumea aceasta. Pot să mă scrie ziarele și revistele. Pot să apar pe toate canalele de televiziune. Dacă la sfârșitul lucrării nu-L iubesc mai mult pe Hristos decât la începutul ei, am eșuat. De aceea Apostolul Pavel aduce această perspectivă pentru Timotei și spune: Timotei, fii atent la relația ta cu Hristos. Crești în cunoașterea Lui, crești în părtășia cu El. Aseamănă-te tot mai mult cu El. S-ar putea să se termine la un moment dat slujirea, dar relația cu Hristos n-are voie. De aceea să terminăm bine lucrarea înseamnă să fim mai îndrăgostiți de Hristos la sfârșit decât la intrarea în slujire. Pentru că de aici înțelegem că slujirea nu este o oportunitate. Slujirea nu este o oportunitate. Este o oportunitate, îmi cer scuze, nu o obligație. Noi avem șansa, noi avem cinstea, avem onoarea de a sluji pe Hristos. Nu avem obligația aceasta. Dumnezeu nu este în criză de oameni. Dumnezeu oricând și-a dus lucrarea de-a lungul istoriei și și-o va duce, cu mine sau fără mine. Este o oportunitate să pot să mă numesc lucrător împreună cu Dumnezeu. Nu o obligație. Este o onoare să-L slujesc, nu o corvoadă. Este o cinste să-L slujesc pe Hristos, nu o ocară. De aceea, Dumnezeu să vă binecuvinteze și disponibilitatea pe care v-ați arătat-o ca să intrați mai mult de acum. Atenție, mai mult, cu mai multă responsabilitate. Apropo, pentru biserică, ceea ce frații aceștia primesc astăzi este încă un grad pe umăr. Am să vă spun la sfârșitul mesajului cum arată această stea nouă pe umerii acestor frați și vă las să vă gândiți la ea până spre sfârșitul mesajului. Dar haideți să revenim la tema mesajului și anume. De foarte multe ori, cei care sunt, care intră în slujire, au, și am văzut aceasta pe teren, se poate cuibări undeva gândul că ziua ordinării este un capăt de drum. Ei, uite că am ajuns aici. Uite că am trecut și devotul bisericii, nu? Uite că păstorii au avut loc și pentru darul meu. Uite că s-au așezat lucrurile astfel încât să vină și ziua ordinării mele. De acum, slavă Domnului, am ajuns pe muntele pe care mi-am propus să-l ating, nu? Și poate să se cuibărească undeva în inima noastră acest gând al capătului de drum la ordinare. De aceea am spus intenționat, astăzi nu este un capăt de drum pentru voi. Și vreau să subliniez trei lucruri fundamentale care nu se termină astăzi. Primul lucru care nu se termină astăzi pentru voi și este din pasajul acesta, am extras toate aceste gânduri, nu se termină interesul vostru pentru Dumnezeu. Astăzi nu se termină interesul vostru pentru Dumnezeu. Versetul 1 și 2, prima parte. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. Apostolul Pavel nu-i spune lui Timotei, Timotei, te rog fierbinte, înaintea adunării generale, înaintea comitetului bisericii. Asta nu înseamnă că noi ieșim dintr-o structură de autoritate. Asta nu înseamnă că nu mai recunoaștem autoritatea. Dar asta înseamnă că voi, chiar continuând de ceea ce ați făcut până acum, dar continuând și de astăzi încolo, arătați interes în primul și în primul rând pentru Dumnezeul care v-a chemat la această lucrare.
Vedeți, de foarte multe ori noi ne focalizăm pe tehnicile de slujire și ne zbatem acum și trebuie să inventăm, să găsim strategii noi prin care să slujim. Vremurile sunt grele, sunt dificile, se schimbă, împărțim biserica în două, vizităm, nu vizităm, venim cu mască, păstrăm distanță, facem, serviciu online. Într-un timp atât de scurt s-au schimbat atât de multe lucruri și încercăm să ne adaptăm, încercăm să creștem, să ne reașezăm cumva în slujire, să fim tot mai eficienți și investim atât de mult, atenție, în tehnica slujirii, în strategia slujirii, încât s-ar putea să uităm că mai important decât acestea este puterea care vine de la Dumnezeu. În primul și în primul rând, nu uitați că astăzi nu se termină interesul vostru pentru Dumnezeu. Nimic nu poate suplini părtășia cu Dumnezeu. Putem să ne specializăm în toate cursurile de consiliere, în toate cursurile de omiletică, în toate cursurile de leadership și bune toate. Dar este ceva deasupra acestora. Aceasta este părtășia cu Dumnezeu. Aceasta este relația intimă și vie cu Hristos. De aceea Apostolul Pavel îi spune, te rog fierbinte, în primul și în primul rând, înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos, judecătorul cel drept. Aceasta este prima relație pe care s-o continuăm, chiar după ordinare. Ce înseamnă acest lucru? Acest lucru înseamnă că interesul nostru pentru Dumnezeu se vede cum îmi cunosc identitatea mea. Cine sunt eu în Hristos? Vedeți? De ce am spus lucrul acesta? Pentru că s-ar putea după ordinare să înceapă să se cuibărească în mintea noastră că este mai important ce fac pentru Hristos decât cine sunt în Hristos. Și este aici un principiu pe care aș vrea să-l puneți foarte bine la inimă, așa nume. Cine suntem este mai important decât ceea ce facem. Pentru că ceea ce facem decurge din cine suntem noi. Și Apostolul Pavel spune atât de minunat în Filipeni capitolul 1 cu 21, căci pentru mine a trăi este Hristos. Și a muri este un câștig. Vedeți? Nesiguranța multor slujitori este alimentată de această necunoaștere a identității și de aici decurge falimentul multor slujitori. Nu știu cine sunt, atât de stresați, atât de focalizați sunt pe ce le-a dat Dumnezeu să facă, încât uită cine sunt. Spunea cineva, unii atât de mult iubesc slujirea, mai mult decât pe Hristos chiar, încât mai repede a renunțat la Hristos decât la slujire. Nu, noi trebuie acum, în ziua ordinării voastre, toți dintre noi să ne gândim. Avem preocuparea noastră sau avem în centrul preocupării noastre relația cu Hristos? Știm cine suntem? Ne cunoaștem identitatea noastră spirituală? Efeseni 2, 18 la 22. Căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și a prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În El toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin El și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Dragii mei, ce a făcut Hristos din noi este mult mai important decât ce ne-a dat El să facem pentru alții. De aceea, prima preocupare, nu uitați, nu se termină astăzi, interesul nostru pentru Dumnezeu. Ca să avem acest interes, trebuie să creștem și să-L cunoaștem, să-L cunoaștem pe Cel pe care îl slujim. Cunoaște-L pe Cel pe care îl slujești. Greșeala multor slujitori este că vor să-i cunoască pe oamenii pe care îi slujesc mai bine decât pe Dumnezeu care i-a chemat la slujire. Prima cunoaștere pe care trebuie să o avem este cunoașterea lui Dumnezeu și apoi cunoașterea oamenilor pe care Dumnezeu ne-a dat să-i slujim. Versetul 5 și 6 din Filipeni capitolul 3,
Apostolul Pavel se descrie pe sine și spune, eu sunt evreu din evrei, din seminția lui Beniamin, după lege, și dă exemple acestea. El se cunoaște pe sine și cunoaște și identitatea aceasta pământească. Dar vine în versetul 10 și 11 din Filipeni, capitolul 3, și zice așa, mă cunosc pe mine, dar nu-i suficient. Pentru că am nevoie să-L cunosc mai bine pe Dumnezeu. Și spune așa, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Sfatul acesta este, nu sacrificați nimic pentru părtășia cu Domnul, pentru că nimic nu poate substitui. Nu există nicio scuză. Știu că mulți dintre noi am făcut, poate facem și poate vom mai face această greșeală. Să devenim prea ocupați cu slujirea pentru a mai descoperi ceva în Hristos. Dar haideți să reconsiderăm lucrurile și să înțelegem că nu avem voie să sacrificăm nimic pentru părtășia cu Domnul, să-L cunosc pe Cel pe care îl slujesc. Aici Apostolul Pavel continuă și spune, vezi că vor veni oameni care nu vor mai vrea să audă învățătura sănătoasă. Este cumplit ce se întâmplă. Unul dintre marile pericole ale acestei spiritualități virtuale, și chiar vorbeam săptămâna trecută într-o emisiune despre pericolele trăirii spirituale în lumea virtuală, este vulnerabilitatea multora față de învățăturile false. Cine mai controlează ce ajunge în casele noastre? Spuneam că orice erezie acum este la un clic distanță. Cine poate să mai protejeze? Cum este protejată biserica? Ca păstori, ca slujitori, ca diaconi, ca prezbiteri, cum, ce mai putem face? Cum să intrăm și să protejăm, să-i protejăm pe frați, să protejăm biserica de tot felul de învățături? Vă dau doar un exemplu. Astăzi este foarte la modă așa zisul hypergrace sau exagerarea harului. Un Dumnezeu sfâșiat, un Dumnezeu doar pe jumătate Dumnezeu. Încearcă să-L aducă oamenii pe Dumnezeu mai aproape, nu în sensul că să fie mai aproape de ei, dar un Dumnezeu mai mic cumva, un Dumnezeu mai convenabil, un Dumnezeu care ne place mai mult. Și ne uităm și toate predice, dacă vă uitați astăzi pe internet, cele mai multe predici sunt doar despre dragostea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu. Nu este Dumnezeu dragoste? Este! Nu este Dumnezeu bun? Este! Dar nu este numai atât! Dumnezeu este și sfânt, și drept, și judecător, așa cum este prezentat aici. Nu este popular o astfel de evanghelie. Nu este plăcut pentru oameni să audă că Hristos este și judecător. Este bun să fie mântuitor, este bun să fie vindecător, foarte bunul asemenea Hristos. Dar Domn? Dar stăpân? Dar judecător? Nu-L sfâșiați pe Dumnezeu în predicarea voastră. Predicați o Evanghelie completă. Aceasta spune Apostolul Pavel lui Timotei. Înaintea unui asemenea Dumnezeu, cunoaște-L așa cum este și așa să-L propovăduiești. Și apoi, lăsați-vă călăuziți de Cel pe care îl slujiți. Și spune, continuă și spune, stăruiește asupra cuvântului. Pentru că relația cu cuvântul este fundamentală. Ce înseamnă Scriptura pentru tine? Știi că de astăzi nu se termină studierea Scripturii? Din contră. Știi că de astăzi nu se termină citirea altor materiale care să ne ajute în descoperirea înțelesurilor Scripturii? Din contră. Mai multă nevoie avem de cuvânt, mai multă nevoie avem de lumină, mai multă nevoie avem de descoperire. Oamenii vor aștepta o mai mare autoritate în cuvânt de la voi. Apropiați-vă mai mult de cuvânt. Deci primul lucru care nu se termină astăzi, interesul pentru Dumnezeu. Al doilea lucru care nu se termină începând de astăzi, este grija pentru oameni. Grija pentru oameni. De la versetul 2, partea a doua, până la versetul 4. Mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătură sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Ce înseamnă lucrul acesta? Apostolul Pavel îi pune perspectiva lui Timotei
să aibă grijă de cel puțin două categorii de oameni. Sunt mai multe, dar eu mă opresc și o să sublinez doar două categorii. În primul rând, îngrijește-te de cei din biserică. Ce înseamnă lucrul acesta? Apostolul Pavel îi spune în felul următor. Fii atent ce zici. Timotei, fii atent ce zici. Adică fii atent la conținutul slujirii. Pentru că lucrarea este complexă și ea trebuie făcută completă. Știți că sunt slujitori care sunt de-așa așa un pic mai cu adevărul. Slujitori cu adevărul. Și ăștia, am auzit pe unii care sunt așa mai duri, poate chiar mai necioprițiți uneori, și se scuză și zic, știi, asta e chemarea mea e să cioplesc, na. Așa mi-a dat Domnul meu o chemare să cioplesc. Mai sunt sculptori, dar în biserică mai trebuie și doctori, nu numai sculptori. Și Apostolul Pavel, pentru cei din biserică, vine și spune, fii atent la ce zici, care este conținutul. Și el dă câteva exemple și zice, mustră și ceartă și continuă, îndeamnă și încurajează. Mustră și ceartă, dar nu te opri aici. Îndeamnă, ridică și încurajează. Dar Apostolul Pavel merge mai departe și zice, nu, să nu fii atent numai la ce zici, ci să fii atent și la cum zici. Pentru că foarte mult și foarte important este, foarte mult contează atitudinea pe care o avem în slujire. Și este vorba aia tradusă din engleză, nu? Atitudinea determină altitudinea. Este important ce zicem, dar este important cum zicem, adică care este atitudinea slujirii. De aceea Apostolul Pavel vine și spune, mustră, ceartă, îndeamnă, încurajează, cu blândețe. Și mai aduce încă un argument și zice cu învățătură. Știi ce înseamnă asta? Dacă cerți, dacă mustri, dacă încurajezi, dacă corectezi ceva, trebuie să ai temelie, argument. Nu din simțuri, nu din lucruri subiective, interpretări subiective, ci toată această relație, îngrijându-ne de cei din biserică, trebuie făcută având temelie biblică, nu folclor. Nu povești, învață din Scripturi și fii atent la ce zici, fii atent la cum zici, dar fii atent să zici. Fii atent să zici, adică autoritatea slujirii. Pentru că vine Apostolul Pavel și zice, vor veni mulți care nu vor mai vrea să audă. Nu tăcea! De multe ori, vă spun acum din propria experiență, am trecut prin câteva situații destul de dificile anii trecuți, în care oameni dragi au fost prinși, au fost mușcați de niște învățături false și tot am încercat, ne-am întâlnit, am vorbit, am argumentat, am făcut studiu, să vindec, am știut, am văzut direcția. De multe ori oamenii nu văd unde ajung dacă merg pe drumul ăsta. La un moment dat a venit peste mine acest duh de descurajare și am zis de acum tac, nu mai zic nimic. Plecați în direcția în care vreți. Și am stat și m-am gândit apoi și am zis, nu, rolul meu în ce privește învățătura nu este să tac niciodată, ci este să rostesc cu curaj adevărul lui Hristos, chiar și când mă face nepopular. De aceea, îngrijându-vă de cei din biserică, fiți atenți la ce ziceți, la cum ziceți, dar fiți atenți să ziceți, pentru că prin aceasta se manifestă autoritatea Duhului Sfânt, prin cuvânt și la aceasta sunteți chemați voi de astăzi. Dar a doua categorie de oameni, nu? Pentru că de astăzi nu se termină grija pentru oameni, nici pentru cei din biserică, dar nici pentru cei din afară. Grijă pentru cei din afară și în versetul 5, partea a doua, sar puțin peste versetul 4, 3 și 4, spune așa, fă lucrul unui evanghelist. În Romani, în capitolul 1, versetul 14 la 16, Apostolul Pavel aduce o perspectivă extraordinară, peste care am trecut de foarte multe ori ușor. Dar dintr-o dată m-am trezit, încercând să o aprofundez, să mi-o asimilez, și atât ce spune el. Eu sunt dator. Păi, nu-i prea plăcut să fii dator, nu?
Să știi că trebuie să mâine dimineață să-ți plătești rata și nu ai de unde. Nu e simplu să fii dator. E o stare de inconfort, o stare de neîmplinire, o stare de zbatere să scapi de datorie. Cred că ultima rată trebuie să, întotdeauna se sărbătorește, nu zic, ultima rată. Bine că ăștia la bancă tot timpul îți mai trimit câteva rate după aia, dar ultima rată. Da? Și Apostol Pavel, iată ce zice, sunt dator și grecilor, și barbarilor, și celor învățați, și celor neînvățați, astfel în ce mă privește pe mine, am o vie dorință să vestesc Evanghelia, să vă vestesc Evanghelia, vouă celor din Roma. Și continuă el, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului și apoi a grecului. Aș vrea să vă las aici un gând, și vouă și nouă tuturor. Puneți în inimă, având grijă pentru cei din afară, o mentalitate de creștere. Am văzut în ultimul timp așa un soi de filozofie de lucrare de menținere. Știți că slujirea aceasta în biserică, cu grijă pentru cei din afară, e ca mersul pe bicicletă. Adică nu poți sta pe loc decât dacă pedalezi. Nu poți sta, nu poți sta în echilibru decât dacă pedalezi. Adică în biserică nu există staționare, nu există oprire. De aceea Biserica lui Hristos ar trebui să recâștige această mentalitate de creștere. Dragii mei, mă frământă în ultimele luni, în ultimele săptămâni, așa un gând care îmi revine din nou și din nou, că este un timp al creșterii. Trebuie să fie un timp al creșterii. Toată criza aceasta de care noi ne plângem, dragii mei, pentru Biserica lui Hristos, este o mare oportunitate. Pricepem noi că ceea ce Dumnezeu a adus, a adus ca oportunitate pentru biserică? Acum este timpul secerișului, acum este timpul creșterii. Câți oameni fără speranță, oameni pe care nu-i caută nimeni, oameni care nu mai au perspectivă, dacă biserica nu dă, cine să dea? Deschizi televizorul, te îngrozești și news-urile, știrile au devenit filme de groază mai nou. De unde speranță lumea aceasta dacă nu din biserică? Cine o va duce? Dacă nu ne schimbăm noi mintea, să avem o altă perspectivă. Dumnezeu vrea ca biserica să crească. Vă aduc acest argument. Anul trecut eram încă în Canada și acolo ne-au oprit, frate. Luni de zile, cred că am funcționat vreo 5 luni anul trecut. Și am încercat să căutăm, să găsim formule, să slujim oamenilor, să slujim bisericii. Ne-am pus la dispoziția Domnului și am zis, nu, este o criză periculoasă, dar este o oportunitate, totuși, pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Și, sigur, fără falsă modestie, sau vreau să vă spun, în situații de criză, de pandemie, biserica aproape s-a dublat. Știți că voia lui Dumnezeu este ca biserica să crească? Domnul să ne ajute să vă pună această mentalitate a creșterii. Și în al treilea rând, deci, astăzi nu se termină interesul pentru Dumnezeu, nu se termină grija pentru oameni, dar astăzi nu se termină atenția pe care trebuie să o aveți pentru voi. Fii atent la tine, atenția pentru tine. Iată ce spune versetul 5. Dar tu, fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul un evanghelist, și împlinește-ți bine slujba. Ce înseamnă aceasta? Fii atent, continuă să fii atent la tine, la viața ta, la slujirea ta. Și cum vom arăta această atenție? Continuă să crești. Creșteți din punct de vedere spiritual, și aici o definiție simplă, adică să vă asemănați mai mult cu Hristos mâine decât astăzi și poi mâine decât mâine. Șlefuiți în voi, în caracterul vostru, în gândirea voastră, în duhul vostru, o tot mai mare asemănare cu Hristos. Gândiți ca El, acționați ca El, vorbiți ca El, iubiți ca El, iertați ca El, mustrați ca El. Lăsați să creșteți și din punct de vedere intelectual. Lărgiți-vă biblioteca, nu închideți ușa la biblioteca.
Lăsați să creșteți din punct de vedere specific pentru slujirea la care Dumnezeu v-a chemat. Specializați-vă pe domeniul la care Dumnezeu v-a dat chemare și dar. Apoi, transformați-vă gândirea. Continuați să vă transformați gândirea. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți sau să vă transformați prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Transformați-vă gândirea în ce înseamnă slujirea voastră. În 1 Petru, în capitolul 5, de la versetul 1 la 5, găsim trei contraste acolo. Slujiți nu de silă, ci de bunăvoie, nu pentru un interes imediat, ci cu altruism, nu dictatorial, ci prin exemplu. Apoi, continuați să vă ordonați bine prioritățile și acesta este un punct cheie pentru slujitorul lui Iisus Hristos. Ordonați-vă bine prioritățile, să aveți echilibru între muncă și odihnă. Slujitorul este mai eficient când doarme suficient. Asta e experiența mea. Eu dacă nu dorm 5 ore, cel puțin într-o noapte, nu mai pricepe nimeni din ce am de spus a doua zi, duminica. Și din păcate încălcăm mult acest principiu al odihnei. Echilibru între muncă și odihnă, echilibru între biserică și familie, echilibru între alții și voi. Știți că cei mai mari hoți de astăzi nu-s hoții de bani, ci-s hoții de timp? Păstrați acest echilibru între alții și voi. Nu lăsați să vă transformați în niște funcționari de la prefectură, ci rămâneți acei oameni cu o transformare, cu o gândire ca lui Hristos. Și apoi, șlefuiți-vă atitudinea în slujire. Șlefuiți-vă atitudinea în slujire. Căutați profilul slujirii pe care Hristos l-a lăsat. În Filipeni, în capitolul 2, de la versetul 5 la 7, este unul dintre cele mai tainice, mai profunde, mai adânci pasaje din Scriptură. Iată cum să ne șlefuim atitudinea. Să aveți în voi gândul care era în Hristos. Hai să vedem care era gândul ăsta. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și acum atitudinea. Ci s-a dezbrăcat pe sine însuși. A luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Dragii mei, semnul slujirii este ștergarul. Semnul slujirii este ligheanul. Și când Domnul Iisus Hristos împreună cu ucenicii s-a dus să intre în odaia de sus, totul era pregătit, dar lipsea un lucru. Lipsea cel mai de jos rob al casei, care trebuia să fie pe pragul casei, cu ligheanul și cu ștergar. Și n-a fost acolo. Hristos mai avea câteva ore să se pună pe cruce și să facă slujirea supremă pentru care s-a făcut om și a locuit printre noi plin de har și adevăr. Și nu găsește nimic mai bun de făcut în timpul cinei, când transformă Paștele evreiesc în cina Domnului, decât să învețe să slujească. Putea să spună, Tată, doar peste câteva ore o să le dau lecția supremă de slujire, că mă pun pe cruce pentru ei, ce lecție mai mare trebuie să pot să le dau? Și pentru că el era robul, și nu orice fel de rob, cel mai de jos rob, cel mai de jos sclav, erau alți sclavi în casă cu anumite demnitate, dar cel mai de jos, fără haine pe el, fără identitate, fără drept de viață, dulos, cel mai de jos. Hristos ia ligheanul și spală picioarele ucenicilor. Dragii mei, asta e steaua pe care o primiți astăzi pe umăr. Un ștergar și un ligian. Ca să aveți gândul care era în Hristos.
și ca să ne facem cei mai de jos robi, pentru că mai jos de noi să nu fie nimeni. Și oricine are nevoie de slujirea și ajutorul vostru să fie deasupra voastră. Așa nu veți putea fi selectivi. Așa nu veți putea căuta circumstanțe favorabile, ci veți fi mâna lui Hristos pentru oricine în lumea aceasta. Sunt lucruri care nu se termină astăzi. Interesul pentru Dumnezeu, grija pentru oameni, atenția pentru voi. Și vreau să vă las cu câteva gânduri a unui poet de aici, din zona asta, pe care le-a așezat și care pe mine m-au mișcat mult. Nu-i greu ce dăm noi pentru Domnul. Ce-a dat El pentru noi e greu. Nu Dumnezeu pe noi ne lasă, ci noi lăsăm pe Dumnezeu. Nu-s multe cântări în lacrimi, ci lacrimi fără de cântări. Nu-s multe adunări în lume, prea multă-i lumea în adunări. Nu-i prea mult harul în vorbire, vorbiri prea multe-s fără har. Nu-i prea puțină alergarea, ci e prea mult în zadar. Nu spun prea multe despre iubire cei ce o au și o trăiesc, ci prea puțini o au aceia ce o prea tot cântă și o vorbesc. Nu-i prea mult preț pentru credință, ci prea puțină cea de preț. Nu-s rare scrierile sfinte, sunt rare sfintele vieți. Amen.